Lăudat și binecuvântat să fie Domnul care ne-a ajutat și după amiaza zilei de astăzi să venim în locul acesta unde se cheamă numele Lui. Amin. Am dorit toți care ne ridicăm în locul acesta să nu vorbim cu înțelepciune de-a noastră, cum zice Pavel, ci să vorbim printr-o dovadă dată de Duhul. Amin. Pentru că dacă vorbim ce știm noi, greșim. Însă dacă vorbim ce vrea Domnul să vorbim. Și dacă ne lăsăm călăuziți de El și îl rugăm pe El să ne dea putere și lumină, putem să spunem niște lucruri bune, bune pentru sufletul nostru. S-a citit acest cuvânt din Matei, capitolul 8. Un cuvânt pe care îl știm cu toții, potolirea furtunii. Și ce este curios? În Matei, capitolul 16, cu versetul 2, acolo era vorba de acești farisei, care cunoșteau foarte bine vremea meteo. Drept răspuns, Iisus le-a zis, când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, că cerul este roșu. Următorul verset. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, că cerul este roșu, poți omorât. Fățarnicilor, fața cerului știți o deosebi și semnele vremurilor nu le puteți deosebi. Vedeți, cunoșteau foarte bine știrile. Dar uitați și este curios. Că ce a făcut Dumnezeu în locul acesta, ce a făcut Domnul Iisus în acest pasaj, le-a răsturnat toată înțelepciunea lor. N-au mai înțeles vreme. Uitați ce spune versetul 27. Oameni care erau la zi cu toate știrile. Oameni deștepți, oameni luminați. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta? De la ascultă până și culturile și mare. Deja aici erau în ceață, nu mai înțelegeau ce se întâmplă. Nu mai sunteți voi acei oameni deștepți, care știți vreme, care știți soroacele? Acei oameni care le știți pe toate, nu mai sunteți voi acei? Pentru că ei nu știau un lucru. Psalmul 107, cu versetul 25. Că vânturile și că mare, toate încep la cuvântul lui Dumnezeu. El a zis și a pus să sufle furtună, care a ridicat valurile mâini. Aici oamenii n-aveau cum să înțeleagă. Că, de fapt, în spatele la toată scena aceasta, la tot tabloul acesta, era un om care, când a zis să înceapă furtuna, a început furtuna. Totodată am stat să mă gândesc că în textul acesta este o furtună și cred că această furtună este o încercare de la Domnul să vadă atitudinea oamenilor din corabie, corect? Dar mai este o parte la care trebuie să ne gândim foarte atenți. Că s-ar putea furtuna să o provoști tu. Și eu. Cum? Prin atitudinea noastră. Știți că Iona a încurcat corobile? Îi zice Domnul Iona, Iona, știi ce? Du-te la Ninive și spune-le transmite-le un cuvânt din partea mea. Că nu mai, le mai dau câteva zile. Numărate pe degete. Și s-ar putea să nimicesc toată Ninive. Se trezește Iona de dimineață și încurcă corabile. În loc să se ducă cu acea corabie care mergea spre Ninive, a mers cu o corabie care ducea la Tars. Și ce s-a întâmplat pe drum? Pe lângă că a păgubit, că a plătit biletul și tot așa mai departe și neascultarea lui, a provocat furtună. Eu te întreb și mi-am pus întrebarea pe bancă acum. Doamne, deseori când am avut furtuni în viața noastră, da, corabie e viața noastră. Marea asta e lumea asta în care trăim. Noi suntem o corabie în marea asta. Furtuna când s-a provocat. Cine a provocat-o? Ne-ai încercat tu, pur și simplu, să vezi atitudinea noastră? Sau prin comportamentul nostru, prin atitudinea noastră, printr-o viață trăită duplicită, printr-o viață permisivă, printr-o viață compromisă, printr-o viață trăită oarecum, la suprafață, s-a provocat furtuna? De ce spun lucrul acesta? Mai este un pasaj, Fapte 27. Unde zice acolo despre Pavel pleca la Roma. Dar nu pleca să se plimbe, nici în vacanță. Pleca să înceapă cu niște, să aducă niște argumente în fața unor oameni nenorociți, unor oameni răi, care nu făceau și nu căutau altceva decât să o omoare pe Pavel. Și s-a stârnit o furtună. Acea furtună, eu vă întreb, cine a stârnit-o? Atitudinea lui Pavel nepotrivită sau Domnul? Domnul. Întreabă-te astăzi. Dacă ai furtuni în viața ta și dacă am furtuni în viața mea sau la nivel de familie, care este motivul pentru care furtuna s-a stârnit?
s-a strânit în urma unei atitudini nepotrivite față de Dumnezeu? Sau că sunt cercare de la Dumnezeu? Când văd pe Gehazi, care a strânit furtună în viața lui, datorită neascultării față de Dumnezeu, și deodată s-a văzut cu lepră pe el și parcă-l văd pe Gehazi disperat. Dar de ce Gehazi, că ai stat la picioarele poate unui celui mai mare proroc Elisei? Ai slujit cu el. Câte programe n-a participat Gehazi cu Elisei? La câte vindecări n-a participat Gehazi cu Elisei? La câte predici n-a participat Gehazi cu Elisei? Și totuși, în urma unei atitudini nepotrivite, a strânit o mare furtună în viața lui, pe care n-a mai oprit-o nimeni. Eu n-am găsit când scris în cuvântul lui Dumnezeu că Gehazi mai târziu a fost vindecat. Ci pielea lui s-a făcut albă, s-a umplut de lepră și a rămas cu furtuna în corabia vieții lui. Am dorit ca astăzi să ne lumineze Dumnezeu și să-i spunem Domnului: Doamne, vrem să ne facem o analiză bună a vieții. Nu la suprafață, Doamne, pentru că un om și-a permis să trăiască la suprafață, un împărat, capitolul 13. Nu? Un om mânca din un leu. De ce? Ca să sub ienucurul neascultării. Un stejar al neascultării. Domnul îi spune să nu te oprești pe drumul la care pleci acum. Du-te direct la țintă. Nu? Și ceva? Și trebuie să înțelegem un lucru. Corabia care ajunge în portul lui Dumnezeu e corabia ascultării. Noi vrem să găsim alte surse. Noi vrem, poate dacă nu ne convine, să căutăm alte metode. Noi vrem. Pentru că deseori punem mai presus de ceea ce vrea Dumnezeu, de responsabilitatea pe care ne oferă Dumnezeu, de stabilitatea, de statornicia pe care o cere Dumnezeu de la noi. Punem mai mult și pe primul loc plăcerea noastră. Noi vrem. Noi am vrea altceva. Noi am vrea pocăința să fie mai ușoară. Noi vrem. Dacă îmi dă cineva o palmă, să-i întorc și-o tot cu o palmă. Asta vrem noi ca oameni. Pentru că firea din om asta caută. Asta cere. Noi vrem. Nu? Noi vrem, dacă am putea printr-o minciună să câștig o sumă de bani, să o fac, Domnul. Să mă pot bucura de cei bani. Noi vrem. Însă vreau să vă spun ceva. În portul acesta care se numește cerul, mărit să fie numele Domnului. Nu poate ajunge corabia cerințelor și a dorințelor tale. Nu poate ajunge corabia dorințelor mele. Ci în acel port ajunge o singură corabie. Corabia condusă de Hristos. Cine e capitanul corabiei tale? Tu? Înțelepciunea ta? Puterea ta ca om? Noi nu avem putere. Domnul ne dă putere. El e sursa puterii. Binecuvântat să-i fie numele. Pentru că i-a spus Dumnezeu lui Faraon prin gura lui Moise: omule, tu ești trezit și ești în picioare, că ți-am permis eu. Eu ți-am dat putere. Și de ce? Ca să vesești numele Domnului. Exodul 9 cu 13. Corabia pe care o cere Dumnezeu să ne urcăm în ea e corabia ascultării. O, Doamne, te rugăm să ascultăm de tine toate lucrurile. Uitați-l pe Iacov odinioară în Exod 32. Ajunge, fuge de Esau, ajunge într-un loc care se numea Luz. Cum se numește cetatea inimii tale azi? Știți ce înseamnă Luz? O cetate cucerită. O cetate unde e numai eșec. O cetate unde parcă nu mai există nicio sursă de câștig, faliment. O cetate întunecată unde n-a mai răsărit soarele pe cer. O cetate disperată, dacă o pot numi așa. O cetate în care masa oamenilor, într-o tăcere ascunsă, se ascunde în acea cetate. Luz. Dar deodată apare o scară a cerului, mărit să fie el, unde urcă și coboară îngerii lui Dumnezeu. Și din acea cetate a inimii tale, unde te vezi singură, singur, disperat, eșec, faliment, nu mai ești de aici, vine Dumnezeu și schimbă titlul vieții tale, schimbă titlul cetății tale și se numește, și vine Domnul și spune: de astăzi cetatea inimii tale se va numi Betel. Aleluia. Casa lui Dumnezeu. Amina. Mărit să fie el. Și în Genesa, capitolul 35, îi spune lui Iacov: Iacov,
ți-am schimbat cetatea inimii, ți-am dat o denumire minunată, Betel. Și ce? Ia-ți casa și vină închină-te înaintea mea. Dar nu veni oricum. Dar cum să vin, Doamne? A început Iacov, s-a gândit, a zis, la mine în casă sunt dumnezei străini. Va trebui să scot dumnezei străini din casa mea. De ce, Iacov? Ce fac dumnezei străini? Cu ce provoacă negativ Dumnezeu străin în viața ta, Iacov? De cauți să-i scoți? Cu atâta grabă, că știi că Dumnezeu s-ar putea să-ți respingă rugăciune? Să te respingă? Ce fac Dumnezeu străin, Iacov, în viața ta? Patru puncte voi numi pe scurt și rapid. În primul rând, Dumnezeu străin îți mănâncă putere. Osea 7:9. Noi nu ne dăm seama deseori, dar un cuvânt din Levitic 11:36 spune atât de minunat. Numai fântânile și izvoarele care alcătuiesc o grămadă de apă sunt curate. Îți spun un lucru. Dacă vasul inimii tale și vasul inimii mele este gol, acolo s-ar putea să-și facă loc praful lumii acestei. Acolo, pe fundul vasului tău, s-ar putea să-și facă loc viermele care roade la rădăcina pomului tău. Și vine vremea, peste timp și ani, când s-ar putea să se prezinte Domnul Iisus și va spune, astăzi mă opresc în dreptul fratelui sau în dreptul meu. Și vreau să duc și eu din rodul lui, să văd ce a făcut în acești 15 ani de pocăință. De mers la biserică, de ascultat predici, de o agendă plină de prorocii scrise, să vadă dacă se împlinesc. În urma minunilor pe care le-am făcut în casa lui, aș vrea să văd atitudinea lui Filip. Mă dau pe mine, exemplu. Să văd care este rodul care îl aduce după 15 ani de pocăință. Și vă spun un lucru. Unde este Dumnezeul străin, acolo nu mai e prezența Domnului. De ce? Pentru că vine Pavel și spune, nu știți că trupurile voastre sunt temple, că trupul tău e templul Duhului Sfânt, e templul lui Dumnezeu. În acea cetate, în acel templu, există un singur domnitor. Ori Dumnezeul străin, ori Dumnezeul adevărat, care te-a creat și m-a creat. Dacă Dumnezeul străin este astăzi în inima ta, nu știu în ce formă, dă-l afară de grabă. Fă curățenie. Elimină din familia ta Dumnezeul străin. Pentru că acest Dumnezeu străin va stârni o lepră învechită sub haina vieții tale. Ascultă-mă bine. O lepră învechită despre care ne spun în vechime, în Levitic, se vorbea de o lepră învechită care parcă n-ai pus pres pe ea. Ascultă-mă. Și acea lepră învechită va ieși la iveală. Acea lepră va ajunge să fie pusă pe hainele tale. De pe hainele tale va ajunge să fie pusă pe casa ta. Va intra lepra în casa ta și după nu vei mai putea să faci nimic. Dă repede lepra afară. Dă repede păcatul pe față. Nu te rușina. Nu te rușina. Scoate viermele care mănâncă la rădăcină. Isaia 51:8. Acea molie care mănâncă. Acel vierme care mănâncă din lână. Uitați ce spune că căci îi va mânca molia ca pe o haină și îi va roade viermele cum roade lâna. Dar neprihănirea mea va dăi mie în veci. Unde e neprihănire, nu e vierme. Că s-ar putea să, după să devii smochinul blestemat, unde a zis, înveți să nu mai dai rod. Ăla e omul lăsat în voia minții lui blestemate. Te-am învățat, te-am sfătuit. Poate ți-am vorbit prin prorocii, prin predici, cântări. Ce vrei, toate sursele necesare prin care poți face pași buni către cer. Și n-ai făcut-o. Scoate repede viermele din inima ta. Și să mă ajute Dumnezeu să scoți și eu Dumnezeu străin, care mănâncă puterea ușor, câte puțin, puțin, câte puțin, îți mănâncă puterea. În al doilea rând, Dumnezeu străin îți va schimba traiectoria și te vei închina în mod greșit înainte lui Dumnezeu. Vei căuta alte surse, alte forme. Știți că acum e Evanghelia Prosperității? Care perind, dacă vreți, toate bisericile. S-a dus numele că trăiești, dar tu ești mort. Vii, te lauzi, că ai aur, că ai bogății. Știi ce? Îți dau un sfat. Cumpără-ți alifie pentru ochi. Să vezi clar. Haine albe. Aleluia. Că la nunta fiului va veni și va spune, prietene, unde ți-e haina? Aleluia.
Ce-i vei spune Domnului? Nu poți avea parte de cer fără haină? Nu putem intra la nunta cerească fără haină? Că e acolo unul care are ochii ca para focului și vede totul, totul, totului tot și te va vedea și mă vedea și mă va spune, Filip, unde ți-e haina? Prietene, locul ăsta nu e pentru tine. Pentru locul acesta îți trebuie haine curate. Eclesiast 9:7. Să-ți fie alb în orice vreme. Și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Cu 7. Mărit să fie Domnul. Cu 8. După zice în Levitic 10:7. Nu părăsi ușa cortului ca să nu muriți. Că unde lemnul ungerii Domnului este peste voi. Mărit să fie Domnul. Vrei ca acea candelă pe care o ai în inima ta să ardă necurmat? Păi frate, trebuie să aduci un de lemn curat. Exod 27:20 zice, pentru sfeșnic trebuie să aduceți un de lemn curat, de măsline, fără drojdie, ca să ardă necurmat în candelă. Doamne, ajută-ne! Deci, în al doilea rând, Dumnezeu străin caută să te facă să te închini în mod greșit. Romanul 24:25, s-au închinat făpturii în locul Făcătorului. Păi tu nu te închini în locul Făcătorului. Înaintea Făcătorului, care te-a creat și m-a creat. Păi tu te închini înaintea unui om uitor. Tu te închini înaintea unui televizor. Tu te închini înaintea unei surse de socializare care spătează viața, minte, inima, gândul. Tu te închini înaintea unui clic. Înaintea cui te închini tu? Uza s-a închinat în mod greșit și a fost nemicit. Pe loc! N-a mai avut parte. N-a mai avut timp să-și ceară iertare Domnului că a pus mâna pe chivot. Un om care nu era chemat să facă lucrul acesta. În Levitic 10, Nadab și Abihu, fiul lui Aron, copii de păstor, copii de preot, aleși pentru slujba lui Dumnezeu, să aducă foc străin. Se poate? Se poate. Uitați-vă Panania și Safira. Le-a zis cineva să aducă acei bani pentru templu? Le-a venit Petru și le-a zis ceva? Omului, te oblig eu acum, vin de terenul, adu banii, toți bani, le-a zis cineva ceva? Dar vedeți dumneavoastră că mai există focul concurenței? Băi, dar stăm omule, puțin. A dat X, nu dau eu mai mult. A dat Y, nu dau eu mai mult. Focul concurenței. Eu vă dau un exemplu. Prorocei Izabelei, când au venit să coboare foc din cer, ei nu prea avea altă sursă în minte și nu aveau alt gând decât să dea dovadă lui Ilie că Dumnezeul lor și Dumnezeul lor e mai bun. Un foc al concurenței. Ăla e un foc străin. Ăla e un foc străin. Vezi ce înseamnă ca omul să rămână în perimetrul trasat, acolo în bucățica lui. La ce te-a chemat Dumnezeu? În perimetrul trasat. Cât o cântare, cât o cântare. Dau un îndemn. Fac o milostenie. În locul și la chemarea pe care Domnul te-a chemat să ai. Ce mare lucru să-ți înțelegi chemarea ca să nu slujești în mod greșit. Dumnezeu străin. Nu știu care, poate invidie. Poate gelozia. Poate concurența. Poate mândria care face prăpăd. Mândria face prăpăd la nivel de biserici, la nivel de familie, la nivel de trai, la nivel spiritual, la nivel financiar, la orice. În toate etapele, mândria și-a făcut loc. Și-a făcut prăpăd. A distrus biserici. Mândria a distrus familii. Pentru că n-a putut spune un iartă-mă. N-a putut spune un iartă-mă. N-a putut tăcea. În urma unei, nu știu, iscălit, unei certe, unei situații nepotrivite. De aceea Domnul ne învață astăzi. Dă Dumnezeul străin care nu te lasă să te închine în mod corect înainte. Nu știu care e. Tu știi. Și eu știu. Dar astăzi, să-L dăm afară. Amin. În al treilea rând. Amin. Dumnezeul străin caută să te dezmoștenească. Isaia capitolul 1 cu versetul 7. Acest Dumnezeu străin caută. Țara vă este pustită. Cetățile vă sunt arse de foc. Și străinii vă mănâncă oboarele. Tu ești în ogorul lui Dumnezeu? Vreau să spun un lucru. Dumnezeu străin caută să te scoată din ogorul lui. Știți că pe Dina, din dragoste pentru lumea de acum, l-a părăsit pe Dumnezeu. 2 Timotei 4:10, datorită faptului că Dumnezeu străin l-a dezmoștenit din ogorul cerului. Din ogorul trasat de Dumnezeu. Tot așa, Pavel a fost lângă el. Marcu, lângă el. Ioan, cu ei.
Unde este Dina? Unde este Dina? Și parcă îl văd pe Pavel. Laurus, nu mai e cu mine. Nu mai e cu mine, Dima. Dima a fost alungat. A venit Dumnezeu străin și l-a scos din ogorul nostru, din ogorul ceresc, din ogorul dumnezeesc, din ogorul spiritual. L-a desmoștenit. Uitați-l pe Nabot. 1 Împărați, capitolul 21. Avea o moștenire a părinților lui. O vie bună. O vie care rodea. Pentru că Dumnezeu străin, de asta vrea să ia ogorul inimii tale. Să nu mai aduci rod. Să nu mai fii cu propulsie spirituală bună înaintea lui Dumnezeu. Ci să ai așa o câmpie uscată, plină de verdețuri. Asta caută Ahab. Și Ahab a căutat să-i fure via lui Nabot. A căutat să-l dezmoștenească pe Nabot. Îți dau un sfat pe care Domnul mi l-a spus. Ține-te tare de testamentul pe care l-a făcut Dumnezeu cu tine. Nu te lăsa dezmoștenit prin Dumnezei străini care caută să-ți fure ogorul. Doamne ajută-ne! Amin. Pentru că Galateni 3:17 ne spune acolo un testament întărit de Dumnezeu. Nu de om! Iată ce vreau să zic, un testament pe care l-a întărit Dumnezeu. Mai înainte nu poate fi desființat. Măriți să fie Hristos! Testamentul tău și testamentul meu pe care l-a semnat însuși mâna lui Dumnezeu nu poate fi desființat de Dumnezeii străini. Și în ultimul rând, Dumnezeul străin caută-te să te priveze. Adică să te priveze de frați, să te priveze de părtășii, să te priveze de biserică. Isaia 60 cu versetul 10. Uitați ce fac Dumnezeii străini. Caută să te priveze. Străinii îți vor zidi zidurile. Știți că în momentul în care s-a zidit zidul, acolo nu mai e lumină. Nu mai poate fi lumină. Acolo nu mai este oxigen. Acolo nu mai este hrană bună. Acolo este uscăciune. Acolo este transpirație, căldură. Un loc ambigu, un loc claustrofob, dacă pot să spun așa. Dumnezeu ne-a scăpat ca pasărea din lațul păsărarului. Tu nu mai ai ce căuta între ziduri. Mărire Domnului. Nu mai ai ce căuta între ziduri. Isaia 59 zice, fără de legea, păcatul tău și păcatul meu. Zidesc și pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Care-i Dumnezeu străin din viața ta care cărămidă cu cărămidă pune zidul și zidește zidul? O, Doamne, vrem să înțelegem că acești Dumnezei străini ne privează de viața reală. Ne privează de viața spirituală. Ne vor singuri, părăsiți, cum s-a ascuns Ilie într-o peșteră și s-a văzut cel mai bun, că a crezut că nu mai sunt alți proroși pe el. Și a zis, mai am 7000 care nu și-au plecat genunchi înaintea idolilor. Da. Înaintea Dumnezeilor străini, Ilie. Dar a văzut Domnul slăbiciunea lui și deodată a trimis un susur blând. Da. Care i-a mângâiat viața, care i-a mângâiat inima. Eu nu știu dacă astăzi ai Dumnezeu străin care caută să-ți deselenească un ogor străin, nu un ogor bun. Pentru că Osea zice, deseleniți-vă un ogor să o plouă cu mântuire. Ăla e ogorul pe care l-a vrut Dumnezeu și vrea Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Măriți să fie Domnul. Dă Dumnezeii străini afară și spune-i Domnului, Doamne, dă-mi o inimă deschisă ca Lidie. Mi-a dat-o lui Lidie. I-a deschis inima. Și o inimă aleasă, precum cei din Berea. Care să accelereze viața spirituală. Care să dorească cuvântul vieții. Care schimbă, care transformă. Urcă-te în corabie, care are ca destinație cerul. Aia e corabia care are ca port cerul. Nu corabile, nu corabile acestea ale neascultării, ale dorințelor nefavorabile pentru viețile, viața ta și viața mea. O dorință nefavorabilă, poate pentru moment, ți se pare favorabilă, dar te înșeală, îți distruge orizontul și s-ar putea furtuna să fie strânită datorită atitudinii tale și atitudinii mele. Că ne încearcă Domnul. Ne încearcă să ne facă mai bun. Și să ne apropie inima de El. Doamne, ajută-ne să ne urcăm în corabia care are cap porcelul. Amin.